Liviu, felicitări pentru gol, pentru victorie. Cum a fost azi? Mulțumim frumos. A fost un meci dificil, poate cel mai greu meci din acest campionat. Ne bucurăm că l-am câștigat, în primul rând cu sufletul l-am câștigat. Un teren dificil, dar cel mai important că am scos-o la capăt. Și avut emoții mari. Normal că am avut emoții, că după 1-0 deja începeau să stea pe jos, portarul a ținut câte 15 secunde la fiecare fază, nu dădea drumul la minge, dar bine că am reușit să câștigăm și am întors rezultatul. E a doua oară în 3 meciuri când întoarceți rezultatul. Asta înseamnă că suntem pregătiți, suntem psihic, suntem puternici și că putem spera mai sus de locul 3. Ce urmează la Ripensia, cum vezi meciul? Jucăm toate meciurile la victorie. Ne dorim să promovăm nu după locul 3, după unul dintre primele două locuri. Și mergem la victorie. Toate meciurile le abordăm în acest mod.